E momentul să ne facem datoria și să mai trimitem 500 de euro spre un telespectator de Antena 1. Dacă stai de 6, între 5 și 7 în fiecare seară, uite de exemplu de seară la Prețul cel Bun, sau de miercuri încolo la Nu te supăra, frate, dacă prinzi indiciul pe ecran între 5 și 7, faci un selfie cu el, poți băga în selfie familia, toată familia, cățelul, pisica, purcelul, depinde, sau calul. Important este să se vadă indiciul pe ecran. Laura Bălăceanu a făcut treaba asta zilele trecute și uite, ia 500 de euro. Laura este live alături de noi, cred, de la serviciu. Să rămână, Laura! Bună! Bună dimineața! Cum ai început ziua, având în vedere că te-ai trezit cu 500 de euro? Îți dai seama că emoțiile m-au copleșit încă din momentul în care colegul vostru m-a sunat. Nu mi-a venit să cred, fiul meu deja își făcuse planul cum vom cheltui cei 500 de euro, deși noi încă nu aveam un buzunar. Okay. Așa că de-abia aștept să vină de la școală să-i dau o mare veste. Bun. Ce aveți în plan să cumpărați? Un gadget pentru el. De toți banii? Nu. Și ceva pentru mami. M-am speriat, zic, cât să fi fost de bun, acum au trecut și sărbătorilor, de toți banii gadget. Am înțeles. Cât are puștul tău? 9 ani. Încă vă înțelegeți sau... Nu. Am început, suntem în perioada în care are tot mai multe pretenții, cerințe și o să vezi, o să ajungi la etapa asta. Mulțumesc, nu știu de ce, de când a rămas gravidă soția, aud numai o să vezi. Îmi pare că cineva îmi vrea binele. O să vezi și primești ce meriți. Da, o să vezi și ți se întoarce. Da, să fie nici mai bun, nici mai rău decât tine. Cât ai fost tu? Acum avem o problemă, ci că nu mănâncă decât 2-3 feluri de mâncare, pentru că așa mâncam eu când eram copil. E vina mea. Mâncarea e o treabă genetică, ce să spun. Laura, cum decurge ziua ta? În ce domeniu lucrezi? Lucrez în domeniul achizițiilor celui mai mare retailer de bijuterii din țară. Îl știi pe Răzvan? Ăsta e... Bună! Te știu și pe tine. Eu știu, dar Răzvan e ambasadul. El, când dă ăsta inelul, a plâns jumătate de Românie, Laura! Ce-ați făcut? Toate care au zis, dar mie nu mi-a dat, a fost greu. Te pupăm, te îmbrățișăm să-ți folosească cei 500 de euro, să bucure și fiul tău de ei și ne bucurăm că avem astfel de telespectatori la Antena 1.